Avem un invitat special pentru a da lovitura de începere a acestei partide, unul dintre jucătorii care a jucat peste 150 de meciuri pentru Aro Câmpul Mușel. Este vorba de Alin Durdun. Să-l aplaudăm pentru că merită, a jucat mulți ani pentru echipa noastră. Alin Durdun va da lovitura de începere a acestei partide dintre Aro Câmpul Lung și Flacăra Moreni. Aplauze încă o dată pentru Alin Durdun! Aro Mușcelul Câmpul Lung a realizat o contraperformanță în etapa cu numărul 5 din Liga a 3-a, Seria 4. După ce în runda precedentă și-a adjudecat toate punctele puse în joc în partida de la Păulești, victorie în urma căreia formația pregătită de Ionuț Mihu urca în clasament până pe locul 4, vineri pe teren propriu a fost îngenunchiată de dâmbovițenii de la Flacăra Moreni. Fiind lipsită de aportul capitanului Simon Măzărache, suspendat în urma cartonașului roșu pe care l-a văzut la Păulești, echipa câmpulungeană a reușit totuși să deschidă scorul destul de repede prin Andrei Troană în minutul 8 al jocului de pe Municipal. A recuperat balonul Gabi Jenaru. Gabi Jenaru își driblează adversarul direct. S-au dublat morenarii. Gabi Jenaru l-a luat la mână pe al doilea și centrează în fața porții. Gol! Andrei Troană! Bucuria mușelenilor a durat doar 3 minute, Claudiu Niculescu egalând și readucând formația dâmbovițeană în joc. Mai mult, pe fondul unei căderi inexplicabile a câmpulungenilor, oaspeții trec în avantaj în minutul 20 prin Iulian Drăgan, care a profitat de apărarea mult prea lejeră a gazdelor. Zaharia de la oaspeți s-a descurcat acolo și acum vine și golul egalizator. În lipsa lui Măzărache, Gabi Jenaru a încercat să facă tot jocul mușcelenilor, dar morenarii au înțeles strategia și l-au marcat pe tot terenul. La pauză, scorul avea să fie 1-3, apărarea câmpulungenilor cedând din nou în minutul 40. A marcat pentru echipa vizitatoare Ionuț Zaharia. Pasă greșită la adversar și cât pe ce să... Da, asistăm la marcarea golului 3 al oaspeților. Ionuț Zaharia, jucătorul cu numărul 11 de la oaspeți, este... marcat pentru Flacăra Moreni, Ionuț Zaharia. Marcator. Tehnicianul mușcelenilor a încercat la pauză să le ridice moralul tinerilor jucători de la Aro, iar în startul reprizei secunde a trimis în teren și ceva forțe proaspete. Jocul însă a fost în multe momente extrem de dezlânat, cu preluări simple greșite, pase previzibile și fără orizont. Apărarea a fost catastrofală, iar cu un minut înainte de final, același Ionuț Zaharia a mai punctat odată pentru oaspeți, care au recuperat astfel punctele pierdute în urmă cu o săptămână pe teren propriu în fața celor de la Dunărea Giurgiu. Se jnesc din nou spre poarta lui Mușat Drăghici, care iese, este depășit și va fi 4-1. Aro Mușcelul Câmpul Lung, Flacăra Moreni, s-a terminat cu scorul de 1-4, câmpulungenii coborând două poziții în clasament. La final, antrenorul Ionuț Mihu a fost cât se poate de tranșant, recunoscând că echipa sa a făcut un joc foarte slab, dar a reamintit faptul că obiectivul său este acela de a construi un lot competitiv, iar asta necesită timp. Un meci extrem de prost, făcut de către noi și nu avem ce să comentăm vis-a-vis de meciul ăsta, pur și simplu o zi nefastă. V-au surprins cu ceva, oaspeții? Nu, noi ne-am surprins pe noi, cu lipsa de atitudine și niște greșeli e greu de înțeles. Dar am început bine, totuși cu golul 1-0. Eu nu m-am bucurat la gol, am simțit de la început că ceva nu e în regulă și ca dovadă lucrurile nu au mers cum a trebuit. Lipsa lui Măzărache s-a făcut simțită? Absolut. Important când capitanul îți lipsește, dar asta nu înseamnă că ceilalți nu pot să compenseze pentru lipsa unui jucător. Ce puteți face să le ridicați moralul după acest joc? Va fi dificil pentru că o să întâlnim o echipă Dinamo. De altfel arată foarte bine în clasament și în deplasare. Vom avea o săptămână grea și trebuie să pregătim foarte bine meciul. Au cântărit cumva și cele două demiteri din staful dumneavoastră în această săptămână? Sunt niște lucruri interne care se întâmplă acum la club. Vreau să cred că nu,
și pur și simplu evoluție foarte slabă din partea noastră a dus la acest rezultat. În runda următoare, Aro Mușcelul Câmpulung va juca în deplasare cu CS Dinamo București, iar misiunea băieților conduși de pe margine de Ionuț Mihu este una extrem de delicată.